Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România. Începem jurnalul orei 15. Iată informațiile momentului. USR anunță o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ciolacu și îl provoacă pe Nicolae Ciucă să aibă curaj să o semneze. Asta după ce Nicolae Ciucă a anunțat că rupe coaliția cu PSD din cauza tensiunilor dintre cele două partide. Dar PNL nu iese de la guvernare. Iar Diana Șoșoacă a fost sancționată de Parlamentul European pentru comportamentul din plen. 7 zile nu va putea participa la ședințe și nu va primi indemnizație. USR vrea să dea jos guvernul Ciolacu. Elena Lasconi a anunțat că partidul pe care îl conduce va depune o moțiune de cenzură în acest sens și așteaptă 110 semnături din partea PNL, pe care l-a comparat cu o amantă aflată într-o relație abuzivă. Apelul șefei USR vine după ce liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat că se rupe coaliția, ca efect a deciziei CCR în cazul candidaturii Dianei Șoșoacă. Totuși, șeful liberalilor spune că rămâne la guvernare pentru a împiedica alte abuzuri ale PSD. USR lucrează, chiar acum lucrăm la textul moțiunii de cenzură, prin care să dăm jos acest guvern incompetent și corupt. Cerem tuturor forțelor democratice parlamentare, forțelor de dreapta, să se alăture în demersul nostru pentru a oferi românilor o guvernare predictibilă, democratică, care să-și dorească să facă bine pentru țară. Și un mesaj special pentru foștii noștri parteneri de la PNL. Aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți. De partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Nu puteți să mai mergeți braț la braț cu PSD și să spuneți că sunteți urmașii brătienilor. Așteptăm 110 semnături de la domnul Ciucă. Dânsul a venit și a spus ieri că vor ieși de la guvernare, dar de fapt nu vor ieși. Iar AUR, dacă dorește să voteze, poate să o facă. E o strategie prin care USR ridică mingea la fileu liberalilor și îi forțează să demonstreze disocierea de socialdemocrați. A apărut și reacția PSD imediat după apelul făcut de Elena Lasconi. Într-un comunicat de presă, socialdemocrații spun că, citez, PNL ar putea fi pus în postura de a-și sancționa proprii miniștri și de a provoca un blocaj total în funcționarea României. Marius Vulpe ne spune ce șanse ar avea această moțiune de cenzură. Bun găsit tuturor! E bine, un calcul premeditat făcut de către strategii liberali din Modrogan 1 acum are un alt efect. Cei din USR, reprezentanți din opoziție, au ridicat mingea la fileu liderului Nicolae Ciucă, anunțându-l pe acesta că în cazul în care își dorește cu adevărat o guvernare de centru dreapta după aceste alegeri, atunci să facă acum un prim pas și nu doar să se rupă politic coaliția, ci să și voteze împotriva actualului executiv Ciolacu prin susținerea, inclusiv cu semnături, a unui demers, moțiunea de cenzură pe care cei din USR în momentul de față o redactează și pe care o doresc să o depună chiar astăzi. De altfel, potrivit liderului USR, Elena Lasconi, în momentul de față, conducerea liberală în frunte cu Nicolae Ciucă are la dispoziție câteva ore până în această după-amiază pentru a se decide dacă se raliază acestui demers sau continuă ceea ce numește în momentul de față conducerea USR, această atitudine duplicitare în care sunt la guvernare, dar în același timp nu mai colaborează cu partenerii din PSD. Pe calcule aritmetice, în momentul de față, este nevoie de un sfert din numărul total al senatorilor și deputaților existenți pentru a semna această moțiune și a putea fi depusă conform procedurii parlamentare. Dar este nevoie de 234 de voturi pentru ca ea să aibă șanse reale să treacă. Iar fără voturile
celor din PNL, celor 110 parlamentari. În momentul de față, cei de la USR se văd siliți să se mulțumească doar cu o posibilă depunere a acestui demers, pentru că împreună cu reprezentanții Reper, cei ai Forței Dreptei, cei câțiva parlamentari PMP și alți neafiliați, dar și cei au UDMR, ar putea să aibă în jur de 138 de semnături, cu condiția ca UDMR să semneze acest demers. Mai există o altă variantă de rezervă dacă astăzi liberalii nu spun da acestei invitații. Se poate negocia inclusiv cu cei 30-40 de parlamentari liberali care în momentul de față nu mai au șanse să prindă un loc eligibil pe listele PNL și care sunt nemulțumiți de modul în care se merge și se discută și se negociază listele pentru viitoarele alegeri parlamentare. Până atunci, cei de la AUR, chiar dacă nu au fost invitați să semneze acest demers, au anunțat că sunt dispuși să voteze pentru picarea actualului executiv Ciolacu, în timp ce socialdemocrații merg pe mesajul de nevoie de menținerea actualei stabilități guvernamentare și cer liberalilor să revină la masa discuțiilor și să iasă din această răcire, acest îngheț al relațiilor politice în interiorul coaliției. Asta deși socialdemocrații în 2017 au fost cei care au votat la acel moment împotriva propriului guvern Grindeanu și au dus la picarea respectivului executiv în Parlament. Diana Șoșoacă a fost sancționată de Parlamentul European pentru comportamentul neadecvat din ședința din iulie. Eurodeputata nu va putea participa timp de 7 zile la ședințe și nici nu va putea încasa indemnizația pentru aceste zile. În luna iulie, vă reamintesc, Diana Șoșoacă a fost scoasă din sala de plen a Parlamentului European după ce a întrerupt dezbaterea pentru validarea Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene pentru un al doilea mandat. Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a luat această decizie după ce europarlamentarul român a perturbat ședința de 3 ori consecutiv. I have decided to impose a penalty on Ms. Diana Jovanovici Soșoacă for having disrupted the sitting of the 18th of July 2024 by behaving improperly during the debate between the members of the European Parliament and the candidate for President of the European Commission. This penalty consists of the forfeiture of her entitlement to the daily subsistence allowance for a period of 7 days, as well as a temporary suspension from participation in plenary activities of Parliament for a period of 7 days, on which Parliament meets starting today, 8th October 2024, without prejudice to her right to vote in plenary and subject to strict compliance with the Member Standards of Conduct. The member concerned has been notified of these decisions and lodged an internal appeal with the Bureau under Rule 184. The Bureau, at its meeting of yesterday evening, confirmed the penalty imposed without prejudice to the external rights of appeal open to the member concerned. The penalty is therefore considered final. Tot despre Diana Șoșoacă vorbim în continuare. Curtea Constituțională a publicat motivele pentru care a respins candidatura ei la prezidențiale. Pe scurt, judecătorii CCR spun că încalcă principiile constituționale, dar are și atitudini antidemocratice și subminează fundamentele democratice ale statului român. Ce spun pe larg judecătorii, ne spune Alina Manolache. Bun găsit, judecătorii Curții Constituționale consideră că un candidat la alegerile prezidențiale trebuie să se comporte exact ca un președinte care a depus jurământul de credință, adică trebuie să respecte Constituția. Ei susțin că prin atitudinile pe care le-a avut, Diana Șoșoacă a avut un discurs antisemit și antidemocratic, a avut atitudini care nu respectă Constituția și care sunt antisemite. Mai spun ei că Diana Șoșoacă are de asemenea atitudini antidemocratice și că militează pentru înlăturarea unor valori fundamentale ale statului român, și anume calitatea României de membru al Uniunii Europene și al NATO.
Acestea sunt argumentele majorității judecătorilor CCR, care majoritate a votat pentru respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă. Există însă și o opinie separată de la judecătoarea Iuliana Scântei, care a fost propusă de Partidul Național Liberal și care spune că judecătorii CCR și-au depășit atribuțiile, ei ar trebui să se pronunțe strict pe elementele care țin de tehnica dosarului de candidatură, adică dacă sunt îndeplinite toate elementele, dacă sunt toate semnăturile depuse, dacă respectivul candidat are dreptul de a fi votat și de a fi ales și doar atât. Nu se pot pronunța, spune Iuliana Scântei, în ceea ce privește atitudinile și comportamentele candidatului, acestea fiind de apanajul instanțelor obișnuite. Diana Șoșoacă a reacționat și ea. S-a plâns că nu a avut dreptul la apărare, nu a avut dreptul să-și spună opinia, nu a fost chemată pentru a se apăra și a amenințat că îi va da în judecată pe judecătorii Curții Constituționale. Un minut și 26 de secunde, atât a durat înscrierea pentru prosumatorii din regiunea Vest în programul Casa Verde în această dimineață. Bugetul pentru această regiune a fost de peste 229 de milioane de lei. Primim detalii chiar acum de la Andrei Rotaru. Bună ziua, bun găsit! 7637 de dosare în nici 90 de secunde. Cam așa a arătat etapa de înscriere de astăzi din programul Casa Verde pentru regiunea Vest. De altfel, ultima sesiune de înscriere pentru prosumatorii persoane fizice și ne uităm așadar la harta țării împărțită pe regiuni și vedem că cel mai mult timp la dispoziție de la începutul acestor sesiuni de înscriere l-au avut cei din Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Muntenia, între 2 minute și 8 secunde și 1 minut și 59 de secunde. De aici timpii încep puțin să scadă. În regiunea Vest, așadar, cea de astăzi, 1 minut și 26 de secunde. În Sud-Vest, cea de ieri, 1 minut și 20 de secunde. Și cel mai puțin timp au avut la dispoziție cei din București-Ilfov, doar 1 minut și 5 secunde. Să ne uităm acum însă și la fondurile alocate pentru aceste regiuni, pentru că nu vorbim neapărat despre bani puțini. Vedem una dintre cele mai mari sume în Nord-Est, 319 milioane de lei alocate, în Sud-Muntenia o sumă chiar puțin mai mare, 321 de milioane de lei alocate, în centru 280 de milioane de lei și în Nord-Vest 274 de milioane de lei. Cea mai mică sumă a fost alocată pentru București și Ilfov, 114 milioane de lei, în Sud-Vest 199 de milioane de lei și în Vest, în regiunea de astăzi, așadar 229 de milioane de lei și ne uităm în final la numărul de dosare depuse pentru înscrierea în acest program. Vedem că cele mai multe sunt în Nord-Est, 10.646, respectiv Sud-Buntenia 10.700, la fel un număr mare de dosare în Nord-Vest, 9.143 și în centru 9.335. De altfel, regiunile unde au fost alocați cei mai mulți bani, vedem în schimb București-Ilfov doar 3.804 dosare, în Sud-Vest 6.640 și în Vest 7.637. A început curățarea plajelor de pe litoral. Voluntarii de mediu adună resturile rămase în urma turiștilor, iar primele date arată cantități mai mari decât anul trecut. Ce a rămas în urma sutelor de mii de oameni care și-au petrecut concediul la mare, aflăm de la Diana Sobaru. Bun găsit tuturor! Plasticul conduce în topul deșeurilor care sunt lăsate în urma sezonului estival de aici, de pe litoral. Am găsit și eu în doar câteva secunde un pahar, trei capace, două paie, cam asta rămâne în urma turiștilor care își petrec vacanța pe plajă, deși sunt amplasate coșuri de gunoi în toate sectoarele de plajă unde turiștii vin să se bronzeze. Se pare că nu toți aruncă la gunoi ceea ce rămâne după ei. Problema este că aceste deșeuri nu sunt doar pe plajă, ele sunt luate de valuri și ajung și în mare și nu sunt foarte ușor de recuperat. Am văzut în imaginile surprinse de pasionații de scufundări tot felul de obiecte,
inclusiv o bicicletă care zace pe fundul mării, plus cauciucuri, plus telefoane mobile, chiar și banii sau doze din aluminiu. Vă spuneam că aceste deșeuri care sunt însă pe fundul mării sunt aproape imposibil de recuperat, iar ecologiștii încearcă să facă tot posibilul să adune aceste resturi măcar de pe plajă. Până acum au fost monitorizate și ecologizate mai multe sectoare. Vorbim despre Vama Veche, vorbim despre Grindu, vorbim despre zona Vadu. Iată că acum s-a ajuns în zona Constanța Mamaia, iar cantitățile la o primă vedere sunt mult mai mari decât erau anul trecut. Restanțele la bănci au crescut din nou în august, după două luni de scădere, arată datele Băncii Naționale a României. Peste 483.000 de români întârziaseră mai mult de o lună cu plata ratelor, cu aproximativ 5.400 mai mulți față de iulie. Sumele datorate cumulează 6,6 miliarde de lei, majoritatea credite în monedă națională. Localități din 21 de județe primesc finanțare de aproximativ 516 milioane de lei pentru 29 de noi investiții în infrastructură prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale. De asemenea, pe listă se mai află construirea sau modernizarea unor poduri ori punți pietonale. 6 din 10 români preferă să lucreze în mediul privat, atrași de salariile mai mari, relevă un studiu de specialitate. De altfel, din totalul persoanelor care câștigă peste 12.000 de lei pe lună, 76% lucrează în acest sector. Sunt și alte motive în favoarea unui job într-o companie privată. Participanții la sondaj au declarat că se simt mai apreciați de angajatori și mai motivați să-și depășească limitele profesionale comparativ cu angajații din sectorul public. Forțele de apărare ale Israelului anunță că au ucis încă un comandant Hezbollah în bombardamentele de lângă Beirut. Acesta juca un rol cheie în aprovizionarea organizației islamiste cu armament din Iran. Mai multe explozii au fost auzite în apropiere de capitala libaneză. 100 de avioane de luptă israeliene au fost implicate în ofensiva care a vizat 120 de ținte. 5 spitale din sudul Libanului au fost închise din cauza bombardamentelor. Armata Israelului a precizat că este posibil să-și intensifice ofensiva în sudul Libanului și le-a cerut civililor să evacueze zona de litoral de la Marea Mediterană. All the hospitals south of the Litani River are closed down. All the 5 hospitals. There is no hospital from the border to Israel and until you come to Nabatieh now because of attacks from the Israeli army. La un an de la atacurile teroriste ale Hamas, care au dus la declanșarea ofensivei în fâșia Gaza, extinsă acum în Liban, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că războiul va continua atât cât va fi necesar. Sirenele de raid aerian au sunat la Tel Aviv. Potrivit forțelor de apărare ale Israelului, Hezbollah a tras spre Israel aproape 200 de proiectile. Organizația islamistă a susținut că atacul a vizat bazele militare ale Israelului. Șeful CIA a avertizat că există riscul real ca situația să scape de sub control și să ducă la o escaladare periculoasă a tensiunilor din Orientul Mijlociu, deși evaluările Serviciului Secret American arată că nici Israel, nici Iran, principalul sponsor al Hamas și Hezbollah, nu doresc o generalizare a conflictului. Armata rusă asediază un nou oraș ucrainean în regiunea Donetsk. Soldații ruși au pătruns în cartierele de la marginea localității Toretsk. Lupte se dau pentru fiecare clădire, scrie presa de la Kiev. Atacul are loc la doar câteva zile de la căderea orașului Vuhledar, un important punct în apărarea de pe frontul din estul țării. Armata ucraineană
ucraineană a publicat înregistrări video cu luptele din oraș. Doretsk este situat la aproape 70 de kilometri la est de Pokrovsk, o altă țintă a rușilor. Potrivit militarilor ucraineni citați de presa de la Kiev, Rusia a adus în zonă un număr însemnat de trupe. În unele cazuri, raportul de forțe este de 1-9 în favoarea armatei Moscovei. Președintele Volodymyr Zelensky recunoaște situația complicată de pe front și speră să-i convingă pe partenerii occidentali să crească livrările de armament. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту, наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємось переконати партнерів у Рамштайні, що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій саме зараз, протягом осінніх місяців. La finalul acestei săptămâni, lideri din aproape 60 de state care susțin Ucraina se vor reuni în Germania pentru noi discuții în formatul Rammstein. Partenerii occidentali urmează să anunțe noi pachete de ajutor militar. De asemenea, președintele Volodymyr Zelensky le va prezenta planul de pace elaborat de Kiev. Între timp, Franța a anunțat că va livra Ucrainei avioane de luptă producție proprie. Potrivit ministrului francez al apărării, primele aeronave vor ajunge în armata ucraineană în primele luni ale anului viitor. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, zone întinse din deșertul Sahara sunt inundate. Apa se revarsă între dunele de nisip din sudul Marocului. Și este efectul ploilor abundente care au căzut în august și septembrie. Sahara marocană este mai cunoscută pentru secetele sale frecvente, iar apa este o raritate. Meteorologii și climatologii spun că zona nu este de obicei afectată de precipitațiile de pe așa numitul front intertropical, care se manifestă mai ales în părți de deșert din Mali și Mauritania. Même un lac qui a été séché depuis 50 ans, qu'on appelle le lac Iriki. C'est entre les régions de Zagora et Tata qui a pu naître. Donc dans les images SAT, la NASA a même vu qu'il y a une grande zone d'étendue d'eau sur certaines régions. Donc c'est des anciens lacs désertiques qui vont renaître. Meteorologii marocani spun că au trecut cel puțin 30 de ani de când a căzut atât de multă ploaie într-un interval foarte scurt de timp. Ei atrag atenția că prezența apei în Sahara ar putea modifica profund prognozele meteo în viitor. Il y aura plus d'évaporation, il y aura plus d'humidité dans l'air. Et cette humidité et un surplus de cette humidité ne peut que tomber sur certaines régions et même avoir des précipitations. Il y a même un changement de schéma de précipitation. On n'aura plus cette pluie qui est assez organisée, mais des averses orageuses assez fortes. Ploile torențiale și inundațiile care au afectat la începutul lunii septembrie sudul Marocului au dus la moartea a 11 oameni. Fenomenul climatic, descris drept excepțional, a afectat și țara vecină Algeria, unde două persoane au fost luate de ape. Unii oameni de știință cred că fenomenul face parte din fluctuațiile climatice naturale ale Pământului, în vreme ce alții dau vina pe schimbările provocate de activitățile umane. Statele Unite se pregătesc pentru un nou uragan ce va lovi coasta estică. În primele ore ale dimineții, uraganul Milton a scăzut ușor în intensitate, de la categoria 5, nivelul maxim considerat extrem de periculos, la categoria 4. Autoritățile avertizează că vântul poate atinge viteză de peste 280 de km pe oră, aproape de nivelul record înregistrat vreodată. Se așteaptă ca uraganul să lovească mai întâi regiunea Tampa Bay, unde locuiesc 3,3 milioane de oameni. Autoritățile au mobilizat 7.000 de salvatori, un număr record pentru a interveni în caz de nevoie. Not just into a major hurricane, but a Category 5 hurricane, and not just a Category 5 hurricane, but a very strong 175 mph. All folks on the west coast of the Florida Peninsula should be prepared for potential major impacts. It's time to start implementing your evacuation plans, preparing your family, your pets, your property, and your businesses. Do it right now while the weather's still clear and you still have time. When it's time, before those impacts come, you need to be out of the evacuation zone. This storm is a serious storm. În drumul său spre Florida, uraganul amenință și peninsula Yucatan din Mexic. Autoritățile au emis ordine de evacuare și au creat adăposturi pentru oamenii care vor fi nevoiți să-și părăsească locuințele. Importante es que sepamos que esta noche va a ser una noche muy larga para los yucatecos.
Alimentat de apele calde din Golful Mexic, Milton s-a transformat din furtună tropicală în uragan de categoria 5 în mai puțin de 24 de ore. Uraganul are o traiectorie neobișnuită, deplasându-se de la est la vest. Uraganele din Golf se formează de obicei în Marea Caraibelor și ajung la țărm după ce călătoresc spre vest și se întorc spre nord. Uraganul Milton vine la nici 2 săptămâni de la distrugerile masive provocate de uraganul Helene. Cel puțin 230 de oameni au murit din cauza condițiilor meteo extreme, iar mii de case au fost distruse sau avariate. Cel mai puternic uragan înregistrat vreodată în Oceanul Atlantic a fost Ellen, care a lovit zona în 1980. Viteza vântului a fost atunci de peste 300 de kilometri pe oră. De la Fix, Claudiu Popa vă așteaptă aici la Euronews România cu cele mai noi informații și imagini. Iar noi ne revedem și mâine. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.